Marius. Bună. Bună, putem vorbi? Da, sigur. Am înțeles, mi-ai spus că ai strâns niște teme sau te-ai gândit la niște teme. Care ar fi acelea? M-am gândit la tema asta care este chiar de zi. De ce noi cădem? De ce trebuie să cădem? De ce nu rămânem în aceeași conjunctură? De ce? Nu înțeleg asta de ce. Deci oamenii cad. Nu își dau seama că, de fapt, spre ce merg ei. Nu este important, adică nu are structură și că nu durează în timp și spațiu. Asta e întrebarea mea cea mare. Da, de ce caută lucrurile care nu durează? Exact. Adică care să le producă o durere mai mare. Exact. Și de ce fac asta? De ce mergem mereu știind că fără Dumnezeu și fără dragoste noi nu putem să închegăm nimic fără prezența Lui. Așa, fără prezența Lui, exact. Pentru că în momentul când tu te detașezi de El, intri în treburile tale zilnice, în lumescul tău și uiți. Tot mai mult asta te fascinează. Asta e chestia. Și începi să crezi că tu acestea sunt de fapt atribuțiile tale în viață, astea sunt scopurile tale esențiale. Dar nu zice nimeni că nu avem scopuri de a trăi, mâncăm, visăm, credem, înfăptuim, sperăm, exact. Dar excepționalul care e în toată convorbirea asta noastră este de ce mereu depășim. Pentru că asta facem. Depășim. Nu crezi? Necesitatea. Exact. Depășim necesitatea și în momentul când am depășit necesitatea, ne-am pierdut echilibru. Deci atunci tu nu mai știi, nu mai poți să rămâi în aceeași unitate cu tine și cu totul. Pierzi unitatea și te amplifici mereu spre lucruri grele ale vieții, spre bunătățile vieții, spre structura vieții, spre frumusețea vieții, spre a arăta celuilalt din fața ta ce ai tu, cât de bun ești tu, cât de avut ești tu, ce casă ai tu, ce mașină luxoasă ai tu. Deci mereu avem aceste scăpări, așa le-aș numi scăpări, pentru că acestea ce fac? Nu te păstrează pe același nivel în care ești tu acum. Ele, în momentul când a accentuat aceste lucruri, aceste dorințe de viață excesive, vine exact căderea ta. Și de ce să fii mereu în cădere? De ce să te întrebi ce e cu tine? Din toată splendoarea în care erai, tu ai ajuns un nimic plin de boli, de suferințe și de amar. Nu? Da. Sau cu depresii foarte grave. Da. Pentru că asta este, una este dintre ele, este boala secolului. Depresia. Nu? Acum a apărut de câțiva ani și COVID-ul, care nu mai știu cum să scăpăm de el și nu știe nimeni. Mai mult de atât, dacă s-ar întreba toți, ar fi ceva minunat. Cum să putem să scăpăm de el? Cum să putem să facem să scăpăm de el? Păi prin cine? Noastră. Prin noi, că noi suntem cheia. E frica noastră, de fapt. El e frica noastră. Exact. Exact. De a muri. Ok. Și de ce? De ce nu reușim să scăpăm de atracția aceasta a materiei? Păi asta este foarte important, că pe mine tocmai asta mă frapează de azi dimineață. De ce mai, și nu numai că nu scăpăm, că ne atrage ca un magnet. Exact frumusețea multiplu acestei vieți. Pentru că omul crede că aceasta este existențialul lui, trăirea lui de viață. Nu este. O să-și dea seama că în momentul când a ajuns aici, deja începe căderea. Pentru că tu ai pierdut unitatea cu Dumnezeu. Tu ai pierdut echilibru. Asta este și ceea ce vreau să spun tuturor.
că nu în ce te aduci tu mai mult, mai exagerat, mai plin de tine. Nu, acolo e fericirea. Fericirea e în stabilitatea ta mentală, spirituală și sufletească. Asta este fericirea ta, Marius. Când le ai pe asta, ai echilibru total cu tine și cu Dumnezeu și cu Universul. Și atunci tu ești fericit, Marius. Și cu puțin, și cu mult, și cu ce îți dă Dumnezeu. Tu ești fericit. Fericirea ta nu mai constă în a acumula. Și constă în a trăi și a fi sănătos. Și a duce existența pe acest pământ și a te întreba ce sunt eu, pentru ce m-a dat Dumnezeu pe acest pământ, doar să trăiesc, să mănânc, să acumulez, să mă împuibez, să strâng averi, să schimb case sau mașini? Nu, toate astea sunt înșelăciunea acestei luni, pentru că poți să ai și aceste lucruri dacă tu rămâi în echilibru cu tine și cu Dumnezeu. În momentul când tu rămâi în echilibru, atunci păstrezi viața. Da, viața ta se amplifică, viitorul tău se mărește și, tu, și pentru tine și pentru urmașii tăi. Nu numai pentru tine. Da, dar în măsura în care noi vrem aceste lucruri, fericirii ale lumii, noi nu mai vrem pe Dumnezeu. Păi nu, că am plecat din ele. Da, exact. Și știm ce să evităm. Noi exact, efectiv, nu-l vrem. Noi vrem lumea. Noi plecăm din ele pentru că alegem mai mult, alegem strălucirea, alegem extravaganța. Știm ce pierdem, să știm. Pierdem satisfacțiile lumii și ajunge să nu ne mai intereseze. Omul îl evită pe Dumnezeu cu bună știință. Eu nu te mai aud, Marius. Omul evită pe Dumnezeu cu bună știință. Așa, da, sigur, exact. Omul și de ce face asta? Că e bună, e bine ce ai spus tu. Și de ce face asta? Știind, pentru că aici nu este, nu construiește un viitor al sufletului lui. Nu, când a ajuns la acel nivel de acumulare, începe căderea, Marius, pentru că el a acumulat strălucirea vieții, dar nu a acumulat strălucirea sufletului. N-a acumulat acest trio frumos, spirit, minte și trup. Unde? A atribuit totul minții și trupului. Și spiritul? Ce a făcut cu el? Ce a făcut cu el, Marius? A crezut că fericirea trupească este fericirea cea de pe lume. Nu e adevărat. Niciodată nu e adevărat, pentru că asta te destructurează și le aduce la nivelul căderii. Și când ai ajuns la nivelul căderii, vin boli crunte de care tu nu mai poți scăpa. Nu mai poți scăpa. Ok. Și ce să facem ca să nu mai fim atrași de... Păi asta e întrebarea chiar foarte bună. Ce să facem? Să rămânem în echilibru cu noi și cu Universul, să nu avem tendința de mai mult, niciodată să nu avem tendința de excesiv, pentru că nu ne trebuie. Nu ne trebuie. Omul este fericit când este în unire cu el și cu Universul și cu Divinul, că repet asta. O repet mereu pentru că e interesantă. Când omul rămâne în unire și în percepția că Dumnezeu e mai presus de orice și că lui trebuie să-i atribuim totul, atunci tu ieși din sclavia minții tale, pentru că omul intră într-o sclavia minții de a căuta exageratul, fericirea maximă, multiplu. Mai știu ce să mai spun, De a căuta mereu exagerarea în tot ceea ce face, crezând că asta e fericirea. Asta este o exact, cum am mai spus, o falsă înșelare. Pentru că toți oamenii când au ajuns la acest multiplu, Marius, au
început decăderea și au ajuns din toată splendoarea lor în cel mai groaznic spital. Mai ești? Până și imperiile la fel. Hmm? Până și imperiile la fel. Vezi, până și imperiile, exact. Și ce nu a căzut? Totul a căzut. Ceea ce trece dincolo de barierele normalului și al divinului este doar cum se zice? Decădere. Mintea, da. Mintea își creează iluzii ca să te aducă acolo unde vrea ea. La exagerare. Și exagerarea unde te-a dus? Direct în fundul pământului. Da, nu te mai salvează nimic. Nimic. Ok. Da, și totuși n-am înțeles ce trebuie să facem, pentru că suntem atrași continuu. Și nivelul la care ajungem de bunăstare, de comodități, nu vrem să-l lăsăm. Este, mi se pare absurd să facem asta. Să înțeleagă fiecare om și să se cerceteze, să se autoeduce pe el însăși. Oare eu am ajuns în acest nivel? Eu am ajuns să... Sunt eu oare în acest nivel? Am uitat eu complet de mine și de viață și de univers și de ceilalți? M-am auzit eu în ochii celorlalți, le mai zâmbesc eu oamenilor? Oare le mai zâmbesc? Mă mai interesează? Îi consider doar niște proști inofensivi și atât? Pentru că, dacă ai observat, sunt oameni care îi fac pe ceilalți foarte urât. Handicapați, proști, săraci, murdari și cerșetori și tot ce vrei. Acesta este omul care a ajuns în strălucirea minții lui Marius, când el se vede totul. Când el a uitat pe Dumnezeul lui, a uitat totuși și s-a făcut Dumnezeul lui Marius. Ăsta este omul în strălucire. Da, ăsta este omul în strălucire care nu va rămâne niciodată acolo, că nu are cum. Nu are cum. Viața fără Dumnezeu e haos. Haos. Te duce doar în această lucire și apoi îți iei viața, că nu mai ai niciun sentiment de dorință de viață. Da. Strălucirea te aduce în punctul de a nu mai dori nimic. Nimic. Și atunci ce ne trebuie? Ne trebuie ceva? Câți au fost care și-au clădit case cu nu știu câte camere și în momentul când au terminat casa de clădit, s-au sinucis, s-au spânzurat, alții s-au otrăvit, alții s-au ucis, pentru că energia lor a ajuns la zero și când energia ta ajunge la zero, nu mai vrei nimic. Da, pentru că i-a fost luată de materie. Da, zi-mi ce ai spus, că nu am auzit. A fost luată de materie. Exact. Deci tot ceea ce este mai mult, mai mare, mai sus decât avem nevoie, ne ia din viață și din energie și din cauza asta nu mai vedem niciun rost în viață după aceea. Exact, nu mai vedem niciun rost, așa e. Și atunci de ce să nu rămânem noi ăștia frumoși care suntem străini în această viață, că suntem călători și străini? Nu, noi avem viața în sine, noi o avem câțiva ani. Viața merge mai departe. Asta e istoria. În momentul când omul se vede în maniera aceasta și uită de el și de Dumnezeu și de tot, el se vede puterea totală. Da? Asta este exact stadiul în care tu ai ajuns la o evoluție greșită. Când crezi că tu ai totul, dar de fapt nu mai ai nimic. Asta e varianta. Și de ce să nu trăim noi frumos și fericiți? De ce să nu înțelegem că viața e frumoasă în formatul ei, nu în formatul de multiplu, nu în formatul de exagerat, nu în formatul de dat peste cap? Muncesc ca un robot pentru a acumula bani pentru mâine, dar de fapt mâine pentru mine nu mai există. Da? Nu mai există, pentru că mi-am sacrificat cu această luptă puțin la mea putere și energie de la Dumnezeu și mâine sunt mai de lume și de om. De ce să facem asta?
Doamne Dumnezeule, viața e așa de frumoasă să o găsești, să o trăiești, să o intensifici în tine și nu-ți trebuie așa de mult să fii fericit. Doamne, e așa de frumos când te regăsești pe tine. E o sărbătoare în viața ta și atunci viața ta rămâne frumoasă, nu se pierde, nu mori, nu. Și dacă nu mori, ajungi în spitalul de nebuni sau, Doamne ferește, stai venele sau mai știu eu ce, dai cu mașina și faci un accident. Nu e nevoie de aceste lucruri. Nu. Dumnezeu nu vrea ca noi să murim, ferească Sfântul. În momentul când mori și rămâi în agonie cu mintea ta, acolo e un dezastru, acolo e iadul. Și de ce noi să nu începem raiul aici pe pământ? Pentru că noi în momentul când ne desfășurăm, noi când ne regăsim cu noi, cu unitatea noastră și cu Divinul, noi aici desfășurăm raiul, Marius. Este un rai al tău, al sufletului tău. În puținul care ești sau în multul în care ești, pentru că Dumnezeu îți dă pe măsura ta. Dacă tu ești un om disciplinat și bun și corect și dăruiești, atunci primești de la Dumnezeu. Și atunci ceea ce primești tu nu te mai pierde pe tine, nu te mai afectează. Deci dăruiești, primești dăruința lui Dumnezeu, care este o binecuvântare. Și de ce să nu facem asta? De ce oamenii nu învață să rămână în statul acesta de frumusețe, de contemplare, de viață trăită în Dumnezeu? Nu ne cere nimeni, nu cere nimeni să faci ceva anume. Dumnezeu nu este... El spune, bal la ușa inimii voastre, dacă îmi deschideți de bine, dacă nu, eu aștept în ploaie. Păi așteaptă Dumnezeu cu pașmile până când tu nu dai cu capul de perete, pentru că vei da cu capul de perete. Și atunci spune Dumnezeu, am bătut la tine de zeci de ori și tu nu m-ai auzit. Eu am simțit că tu nu ești bine, dar tu nu m-ai auzit. Am venit la tine prin vecina ta, prin vecinul tău, prin prietena ta și ți-am spus lucruri care trebuia să le înțelegi. Și tu nu le-ai înțeles, pentru că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Nu avem nevoie să facem asta. Ca să păstrăm echilibru cu noi și cu viața, trebuie să rămânem în această unitate frumoasă. Da? Ok. Da, dar de ce căutăm noi plăcerile vieții? Păi asta nu e mai știm să le opunem după aceea. Principala vinovată a vieții noastre, principala vinovăție a vieții noastre. Pentru că mereu căutăm exagerarea. Nu înțeleg de ce. Oamenii nu înțeleg că exagerarea nu este bună. Exagerarea te îndepărtează de Dumnezeu. Spune omule, bei a treia parte astăzi din mărul care l-ai mâncat. Bei a treia parte din mâncărica care ai mâncat-o tu pe masă. Și să vezi ce fericit vei fi. Aceste lucruri nu se mai acumulează la sufletul tău. Și nu se mai îngreunează. Dar oamenii uită să facă asta. Oamenii când intră în exagerare și în căutare și în adunare, nu mai știu. Spun, păi ce să-i dau eu a lui care stă cu ochii la soare? Nu îi dau eu a lui. Dar nu înțelege că nu o face pentru omul ăla. Pentru că toți oamenii, și cei săraci și cei bogați sunt pentru noi. Săracii sunt ca noi să ne scăpăm de multul care îl avem. Bogații sunt pentru a se scăpa ei de multul care îl au. Știi? Asta e. Pentru fiecare în viață e o cheie. Da. Și foarte frumos de înțeles. Da. Foarte frumos. Nu ar mai fi nici atâtea probleme în viață. Da. Ok. Și mai aveai o temă, am impresia? Mai aveai o temă, parcă. Mai aveam o temă. Cum să fim fericiți în viață? Cum să fim fericiți în viață? Cum să fim fericiți în viață? Pentru asta spuneam că e fericirea. Unitatea cu tine. Rămâne cu Divinul. Cu acest tine că ești Divinul. Da. Constant. Da. Nu când mi-aduc eu aminte. Nu?
Da. Nu că mi-aduc eu aminte. Unitatea cu sufletul. Concentrarea pe sufletul tău, pe interiorul tău. Ce am eu azi în mine? Ce am făcut eu bun? Am făcut eu măcar o părticică bună? Asta îți dă fericirea mare. Ieșirea din tiparul ăsta, din matrița asta de viață. Deci ce ai făcut pentru celălalt și nu pentru tine? Așa, exact. Pentru că noi intrăm în aceste tipare de viață. Nu. În momentul când tu dăruiești, nu eu care îl dăruiești tu, acelui om. În momentul acela tu ai ieșit din tiparul de viață, tu nu ai dat acelui om leu, tu l-ai dat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut, a văzut asta. A văzut. Și sufletul tău se descătușează. Ești din contemplarea aceea pe lumesc. Ești din contemplarea pe lumesc. Înțelegi? Toată dăruința care o facem noi pentru ceilalți nu este pentru a le da lor, ci pentru a ne ajuta sufletul nostru să ne aducem în echilibru, să ne aducem în constanță, să înțelegem ce e iubirea. Prin asta noi înțelegem ce e iubirea, Marius. Făcând o dăruință, facem iubirea către celălalt. Și Dumnezeu atunci vede iubirea ta și îți multiplică viitorul, îți deschide căile, ușurile tale nu mai sunt închise. Viața ta e frumoasă, e o sărbătoare. Simți asta. Atunci ești un copil al universului. Nu mai ești matrița care e viața. Nu, ești un copil al universului. Așa ne gândim fericirea, Marius. Cu fiecare clipă trăită, cu fiecare gând pentru celălalt, cu fiecare cu tot ceea ce faci pentru celălalt, tu îți clădești fericirea și viitorul. Așa ne clădim viitorul. Că nu trebuie să murim. Dumnezeu nu cere asta. El ne vrea aproape. El vrea să ne schimbăm. Asta vrea. Pe ultima sută de metri el vrea schimbarea. Și ce înseamnă? El spune, nu-ți iau nimic. Doar tu să dăruiești cu dragoste și vei fi salvat. Vei fi salvat. Ce vrei mai mult de atât? Frumos, nu? Și cum să faci viața frumoasă? Păi să rămâi mereu în control cu tine. Să te autocontrolezi, să ajuți în punctul acela de înțelegere. Ce sunt, ce am în mine, ce e structura mea. Ia să mă caut, ia să vedem unde am greșit, care e greșeala mea azi, oare ce nu am făcut bine, oare azi am dăruit măcar un colț de pâine, da? Măcar atât. Am dăruit un măr? Ce frumos e când dăruiești un măr. Simți că toată lumea ți se deschide în față. E ca și cum în fața ta nu ai mai vede lumea, ci o mare frumoasă și albastră. Așa se întâmplă cu ochii tăi când faci dăruință. Faci dăruință, faci iubire. Ce este iubirea? Da. Ce este iubirea pentru tine? Ce e iubirea? Da. Ce e iubirea pentru mine, vrei să spui? Pentru mine este înțelegerea că eu, ceea ce sunt pe acest pământ, mi se datorează lui Dumnezeu și că în momentul în care eu mă concentrez pe lume, eu mă pierd. Și ca să nu mă concentrez pe lume, întotdeauna mă gândesc că sunt univers. Eu sunt, ce sunt eu? Sunt univers. Sunt ființa lui Dumnezeu. Sunt o floare sub soare. Sunt fericirea. În viața mea e armonie, bucurie și iubire. Eu așa spun. Asta este fericirea adevărată, Marius. Asta este fericirea adevărată și iubirea care nu ți-o mai ia nimeni. Iubirea adevărată care vine de la Dumnezeu. Pentru că atunci tu chiar ești un copil al lui Dumnezeu. Nu te mai ascunzi în sensul vieții, în închipuirea vieții, în matricea vieții. Eu fac, eu dreg, eu pot, eu sunt. Nu ești nimic. Fără puterea lui Dumnezeu ai să vezi că mâine nu ești nimic. Toate cad sub tine. S-au dus.
Da, Marius. Și atunci, de ce să nu păstrăm unitatea aceasta frumoasă? Să regăsim echilibru cu noi și cu universul, că în momentul când tu te vezi univers, ești univers. Tu nu mai faci parte din această matriță de viață. Tu nu mai ești în ea. Că mulți spun oamenii, și ce să fac cu ceea ce am? Dar nu cere nimeni Dumnezeu, nu ți-a. Vrei să-ți ia Dumnezeu ceea ce ai? Într-o clipă ți-a totul. Dumnezeule, viața îți o ia într-o clipă dacă vrea Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ți-a asta. Tu doar să dăruiești cu dragoste celorlalți ca să poți să ai ceea ce ai. Numai așa putem avea viața, numai așa putem exista. Nu așa putem rămâne în această fericire și în armonie cu noi și cu universul și cu divinul. Acesta este trio existențial care îmi place mie. Da? Trup, spirit. Trup, spirit, minte. Armonie, univers, echilibru divin. Sau divin și echilibru. Okay, din ce cauză noi nu putem să iubim? Nu te aud. Ne place. De ce nu vrem să iubim? De ce nu ne place? Păi, asta e varianta, că rămân axați pe sentimentul de lumesc. Păi, asta e, eu de aceea spun că noi oamenii suntem ca orbeții. Că mereu intrăm în niște rinuri care nu sunt ale noastre. Sunt ale existenței, dar nu, haideți să luăm altceva. Să luăm varianta de ce oamenii timpului trecut nu erau ca noi. Deci acum noi umblăm mereu spre aceste calculări ale vieții, mereu să am, mereu să fac, mereu să-mi schimb casa, mașina, mobila din casă și mai știu eu ce. În loc să nu mă gândesc. Cum pot să fiu sănătos? Cum pot să fiu fericit? Cum pot să trăiesc ziua de mâine? Cum pot să găsesc echilibru și constanța în mine? Cum? De ce nu gândesc oamenii asta? De ce nu gândesc Mariusul oamenii asta? Vezi? De ce oamenii în timpurile străvechi gândeau întotdeauna nu la ei acum, ci la viitorul copilor lor, la viața planetei? La frumusețea pământului. Și cum să înfrumusețească pământul? De-aia zi-mi tu, astăzi mai gândește cineva să facă ceva pentru cineva? Ha? Mai gândește? Nu. Nu acum. Că este multiplul eu. Eu trebuie să am, eu trebuie să fac, eu trebuie să pot, eu trebuie să fiu cel mai tare. Da? E multiplul eu. Care e, de fapt, ce e? Diavolul. O falsă înșelare. Da. Pentru că dacă ar fi să te duci asta undeva mai departe, te aduce, dar nu te duce. În momentul când ai ajuns la acel stadiu anticipat care tu ți l-ai creat, începe decăderea, pentru că nu poți rămâne acolo mult. Fără divin nu putem rămâne. Eu ce am mai spus înainte? Dumnezeu ne poate lua viața într-o secundă. Într-o secundă, da? Deci, dacă Dumnezeu poate să-ți ia viața care este existențială în sine, dar poate să-ți ia totul într-o clipă. Da? Într-o clipă. Sau mai rău, poate să-ți ia mintea și fără minte nu mai ești nimic. Nimic, nimic. Da? Ok. Bun. Da, mai e întrebare? Și totuși nu ne place să iubim. Și considerăm o rușine. Avem o pierdere, considerăm că celălalt este vinovat și rău, nu ne vedem pe noi. Și totuși greșim, deși știm că murim, dar totuși greșim. Vezi ce verb am spus? Și da. Totuși greșim, deși știm că murim și totuși greșim. Păi de ce? De ce? Pentru că omul în sine nu înțelege că fericirea adevărată nu e asta. Asta nu te duce decât, unde am spus mai rău, la moarte. Exact. Asta este mare. Deci totuși nu înțeleg oamenii asta. Că dacă ar înțelege asta, nu ar mai fi atâtea probleme pe lume. Nu ar mai fi atâtea boli, astea calamități.
cetăți, crapă pământul sub noi, vin apele peste noi, mai știu ce, nu mai plouă, nu mai ninge, nu mai se întâmplă nimic. Pierim! Și de ce pierim? De ce pierim? Din cauza neînțelegerii noastre. Și totuși greșim, deși știm că murim. Bună e tema asta. Bună e tema asta. Așa ar trebui să scrii. Și totuși greșim, deși știm că murim. Așa să scrii. Așa, ok. Mai influențat foarte tare și azi. Bine, mai întrebați? Acum nu mai am. Ne mai oprim, da? Da. Bine. Zi frumoasă. Mulțumesc din suflet. Mi-ai dat și azi o temă extraordinar de frumoasă. Numai bine, pa, pa. Hai, numai bine. Hai, la revedere.